Ce-ai face ca să-ți știi mereu copilul în siguranță? Copiii sunt și ei expuși la infectare și pot transmite COVID-19. Alege să-i vaccinezi pe ai tăi pentru a se putea bucura în siguranță de copilărie. O campanie a Guvernului României și UNICEF. Brașovul este o coroană a Transilvaniei. Aici, aerul este curat, apa bună, lemnul bun, iar împrejurimile sunt de o neasemuită frumusețe. Transilvania este un ținut rodnic și bogat, în care conviețuiesc oamenii de religii diferite, din care evreii reprezintă un număr mic. În Brașov n-au fost deloc evrei, deoarece localnicii nutreau falsa credință că aceștia le-ar dăuna și se temeau de ei. Dar după ce au văzut că evreii sosiți din țara românească învecinată și Polonia sunt în folosul dezvoltării activităților comerciale și industriale din oraș, de voie, de nevoie, și-a făcut loc un climat de toleranță față de noi veniți. Astfel își începea cronica scrisă despre stabilirea primilor evrei în Brașov, Aron Lobel, primul președinte al comunității evreiești din Brașov. Shalom și bine v-am regăsit la Mozaica! În ediția de astăzi vă invităm să cunoașteți una dintre cele mai frumoase comunități evreiești de la noi din țară, cea din Brașov. Împreună cu președintele acesteia, Dan Rosenberg, și rabinul Zvika Kfir, surprindem istoria evreilor din inima Transilvaniei. Comunitatea evreilor brașoveni s-a constituit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, reprezentând principala instituție a acestora cu multiple funcții, organizatorice, social-culturale și religioase. Ca organism etnocultural, comunitatea a dispus de o rețea instituțională adecvată menținerii și cultivării particularităților etnice și culturale ale populației evreiești din Brașov. În acest sens, un rol l-au avut sinagogile, băile rituale, măcelăriile kasher, spitalele, cimitirele, organizațiile de asistență socială și de binefacere, școlile confesionale, șeful suprem al întregii activități comunitare, fiind prim președintele, iar al vieții religioase, rabinul. Shalom, bine ați venit la comunitatea evreilor din Brașov, în această minunată sinagogă, sinagoga Beit Israel, situată într-un oraș central, în centrul unei comunități multiculturale și care totdeauna este deschisă atât membrilor comunității, cât și evreilor din întreaga lume, dar de ce nu și turiștilor și simpatizanților. În această sinagogă avem activitate intensă, de la activitățile religioase obișnuite până la întâmpinarea oaspeților de pretutindeni. Această sinagogă este vizitată în fiecare an, atât cu ocazia sărbătorilor evreiești, dar și ca un obiectiv turistic al Brașovului, un oraș în care își desfășoară activitatea evreii de mai bine de un secol, oraș care i-a găzduit și i-a ocrotit și oraș pe care evreii de asemenea l-au făcut să mai mândru. În această sinagogă se întâlnește comunitatea evreilor din Brașov, care numără aproape 350 de membri, dar de asemenea se adună aici și evreii care vin în vizită în România. Să nu uităm că Brașovul este un oraș în centrul țării și, în urmare, foarte mulți turiști ne calcă pragul. Acești turiști nu doar că participă la evenimentele religioase alături de noi, dar de asemenea se bucură de frumusețea acestei clădiri, care este unică în Europa de Est. Există o soră geamănă a ei în spațiul european, în fostele țări ale Iugoslaviei, construită de același arhitect,
dar care are un specific aparte prin aceste ornamente ale zidăriei, dar care are ceva în plus față de orice altă sinagogă din lume, și anume aceste vitralii minunate. Povestea vitralilor este una specială, deoarece răspunde la o întrebare pe care o pune orice evreu care îi calcă pragul. Unde sunt evreii din Brașov? Dacă ne uităm la aceste vitralii, vedem că ele reprezintă numele multor orașe din Israel. Acolo sunt evreii de aici, după ce au scăpat de prigoana fascistă și nazistă și după ce au scăpat de prigoana comunistă, au ajuns în Eretz Israel, unde au întemeiat comunități adevărate. Evreii plecați din România sunt foarte bine văzuți în Israel, deoarece sunt oameni serioși, muncitori și care au făcut ca locurile unde s-au stabilit să fie înfloritoare. Aceste vitralii, prin urmare, reprezintă istoria acestei comunități. Este greu să vorbim despre o istorie în ani, în fapte, de aceasta se ocupă istoricii. Dar unde vedem noi istoria? În realizările celor care moștenesc această istorie, adică noi. Și ce facem noi? Continuăm viața evrească. Pe toate laturile, de la cel simplu păstrat al șabatului, de la acea mâncare kasher pe care putem să o servim zilnic, de la baia rituală pe care urmează să o construim, de la orice activitate, astfel încât noi să fim evrei. De ce suntem noi poporul ales? Aceasta este întrebarea favorită a mult îndrăgitului nostru rabin, care ne-a spus că noi suntem aleși pentru că am ales să respectăm legea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Așa că, respectând legile, noi, de fapt, alegem să trăim așa cum trăiește un evreu adevărat. I became the rabbi of the community almost 10 years ago. And the former president actually started with this idea, Domnul Roth, and now the new president continues this heritage. Cel mai amplu recensământ al populației României mari din perioada interbelică este cel din anul 1930 și oferă cele mai exacte date privind situația populației evreiești după cele trei criterii diferite: religia, naționalitatea etnică și limba maternă. În Transilvania, recensământul din 1930 a înregistrat 192.833 de evrei, adică 3,5% din totalul populației. Mai mult de jumătate dintre aceștia locuiau în orașe unde reprezentau 10,4% din populație, iar 14 comunități depășeau 2000 de persoane. În Brașov, situat pe locul al 10-lea între comunitățile numeroase din Ardeal, au fost recenzați 2594 de evrei, care reprezentau 4,3% din populația orașului. A fi președintele acestei comunități este un lucru uimitor, mai ales pentru mine. De ce? Mi-aduc aminte când am pășit așa cu uimire, cu teamă, cu exaltare în această sinagogă și mă întrebam, wow, ce comunitate frumoasă stă în această sinagogă și ce oameni deosebiți trebuie să fie dacă această sinagogă este atât de impresionantă. Acum stau de pe partea cealaltă și mă uit, oare ce mai am de făcut ca să fiu demn de trecutul pe care mi l-au pus în față înaintașii mei? Să continui ceea ce au început. Așa cum templul din Ierusalim a fost construit nu de către cel care a pregătit materialele, ci de urmașii acestuia, la fel mă simt și eu. Cei de dinaintea mea au pregătit materialele, au construit sinagoga, au avut grijă ca această comunitate să ajungă până aici. În urmare, cu atât mai important este rolul meu să duc această comunitate mai departe, așa cum au pregătit-o strămoșii mei. A mission of being a rabbi of a community is a mission for a lifetime. So it's not a position, it's becoming part of the community and a member of the family. You know each and every person, you care for each and every person,
and you sympathize with each and every person. And the synagogue is your place. You feel at home, of course. You know, many people are coming here, and it's a big synagogue. In Israel, we have much smaller synagogues. It's a big one, and Israelis are coming. And, you know, people are... Wow. Yeah. Coming inside and appreciate the architecture and the atmosphere. But for me, it's like being at home. Astăzi, ca și în trecut, evreii brașoveni frecventează sinagoga la rugăciunile de sâmbătă dimineața, participă la marile sărbători de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah, Purim, mențin Kashrutul, participă la ceremoniile de bar mitzva și la seriile colective de seder, în pofida scăderii drastice a numărului lor. Toate acestea reprezintă expresii ale dialogului între generații, ale unității spirituale a comunității, ale atașamentului față de tradiție, care i-a ajutat pe evrei să supraviețuiască milenar. The synagogue is the center of the community. The meaning of the word synagogue in the Hebrew language is gathering together. So Judaism is about collaboration and being a community. A Jew cannot survive and have Jewish life by himself. We always needed to be together in order to accomplish our goals together, which means that we need to pray together. We need at least 10 men in order to have what we call a minyan and to be able to pray together. Also, the special food that should be made and consumed by the people needs to have a certain amount of people, because if not, you cannot support financially the cost of it. That's actually the essence of Judaism, being together. So the synagogue is the heart and the center of the community. La Brașov am fost într-o dimineață de vineri. Pentru evrei este un timp important, pentru că el este destinat pregătirilor pentru Shabbat. Cu această ocazie am povestit puțin și cu bucătarul șef al comunității evreiești din acest oraș. Nu de mult a venit în România, însă spune că îi place mult aici, mai ales că poate pregăti mâncarea specific evrească unei comunități frumoase, care pare să că reușește să se dezvolte tot mai mult de la an la an. Mă numesc Tal Greenberg, sunt din Israel, sunt nou aici în Brașov, sunt șef bucătăria din comunitatea evreiască din Brașov și astăzi facem challah. Facem challah în fiecare vineri pentru Shabbat. La masă de Shabbat trebuie înainte să facem bună cuvântare la vin și după asta la challah. Și fără să mănâncăm challah, n-avem voie să începem să mănâncăm. Și astăzi vă arăt cum facem challah. Așadar, la un kilogram de făină se adaugă 50 de grame de drojdie, 60 de grame de zahăr, 60 de grame de ulei de floarea soarelui, o lingură de sare și 600 de mililitri de apă. După frământare, aluatul se lasă la dospit aproximativ 30 de minute. Apoi se bagă la cuptor la 180 de grade, tot cam așa, timp de 30 de minute. Însă, înainte de acest moment, fiecare evreu binecuvântează halaua. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu bemitzvotav vetzivanu lafrish challah min ha'isa, vezot ha'challah. Shabbatul este cel mai important lucru în viața unui evreu, în ochii mei. De ce acest lucru? Dumnezeu a creat timp de 6 zile universul, spunând să fie lumină și așa mai departe. Într-un final, la sfârșitul creației, ne-a creat pe noi. După care ne-a făcut cel mai prețios cadou. Avem toți acasă ceva extrem de prețios la care ne întoarcem în fiecare săptămână. Acest lucru este Shabbatul. Acest cadou minunat îl avem ca să înțelegem cât de important suntem noi în această creație și, alegând să păstrăm Shabbatul, de fapt respectăm legile date de Dumnezeu. Și în felul acesta contribuim și noi la această creație care este Universul. În felul acesta, noi ca evrei
trebuie să simțim cu totul și cu totul diferit când intră șabatul. Avem o mâncare specială. De ce? Pentru că trebuie să ne bucurăm. Avem totul făcut altfel. De ce? Pentru că mai avem un suflet. Trebuie să ne îmbogățim. De șabat, cuvântul cheie este belșugul. Deci mâncarea trebuie să fie cu totul și cu totul mai aparte. Pâinea să fie mai dulce și mai strălucitoare. Carnea să fie mai frumoasă în farfurie. Legumele să fie cele mai bune din săptămâna respectivă. Mâncarea trebuie să fie mai frumoasă, mai îmbelșugată și, bineînțeles, spiritul să fie în concordanță cu șabatul. De aceea, sufletul nostru se concentrează pe rugăciune, se concentrează pe a lăuda pe Dumnezeu și, bineînțeles, este un moment în care noi ne putem pregăti pentru următoarea săptămână. Față de propria tradiție, aprecia Alexandru Șafran, acest mare gânditor al timpurilor moderne, evreii au o responsabilitate, dar nu numai ei, ci toți oamenii în general, deoarece aceștia au nevoie de sacru, au nevoie de fericire. Tora nu definește fericirea, dar îl învață pe om să o dorească. Iar prima cale și cea mai sigură a fericirii este cunoașterea și iubirea aproapelui. Iată mesajul cărturarului Alexandru Șafran către cei care vor urma și care ar trebui să înțeleagă că societatea este locuită de Dumnezeu și, ca urmare, trebuie iubită. Eu văd că această comunitate crește. A început timid, dar creșterea aceasta se manifestă nu doar pe plan material, în sensul că avem mai multe cărți de rugăciune, că avem mai multe resurse în bucătărie, ci prin faptul că oamenii au devenit mai conștienți asupra rolului nostru în această comunitate. Resursa umană este cea mai importantă și ea crește. Avem tineri care încep să vină la comunitate, avem oameni care se întorc din Israel și vin în Brașov și vor să continue viața evrească și acest lucru este cel mai îmbucurător. Apoi avem oameni care până acum nu au fost interesați să țină șabatul, să mănânce coșer, deoarece aveau impresia că este ceva foarte complicat. Acum au descoperit faptul că nu este atât de greu să fie evreu și chiar este un lucru plăcut. Comunitatea evreilor din Brașov și-a demonstrat vitalitatea și rolul său în cadrul societății locale, aducând importante contribuții economice și culturale civilizației brașovene. În plan economic, evreii au contribuit la progresul industrial, impulsionând activitățile bancare și practicând diverse meserii, activități comerciale și liberale. În plan cultural, încă din primele decenii de existență, comunitatea, asociațiile și societățile care se vor înființa își vor afirma vocația socială prin actele de binefacere, ajutorarea celor săraci și îngrijirea bolnavilor. Turiștii care vin la comunitatea evreilor din Brașov sunt întâmpinați de această frumoasă sinagogă, amplasată între case, deoarece aceasta este structura orașului, cetății medievale Brașov. Dar are câteva lucruri specifice. În primul rând, toate aceste clădiri din jur, cu toate că au fost construite la anii 1800, păstrează totuși o zonă de promenadă în jurul sinagogii. În această zonă sunt amplasate memorialele care ne aduc aminte de Holocaust, de cei pieriți, de soldații căzuți pentru armata Israelului, dar totodată ne întâmpină cu această frumoasă livadă de vișini, grădina noastră cu vișini, care este plantată de către copiii comunității și care arată de fapt că viitorul sună bine. De asemenea, tot în această incintă vom găsi terasa restaurantului Kosher și unde putem să avem un moment de relaxare. În sinagogă, evident, vom găsi muzeul Comunității Evreilor din Brașov, dar de asemenea este posibil să înțelegem rolul cultural pe care îl are Comunitatea Evreilor în Brașov. Acest rol are un impact asupra turiștilor, pe de o parte a celor veniți din Israel sau a evreilor veniți din întreaga lume, dar pe de o parte a celor care nu sunt evrei, dar care vor să cunoască Comunitatea Evreilor din Brașov. Comunitatea este construită și sinagoga implicit ca o comunitate tradițională. Respectăm tot ce ni s-a spus prin cele 613 legi.
Prin urmare, totul este așa cum trebuie să fie. Găsim latura spirituală, găsim latura culinară, găsim latura de distracție, deoarece Comunitatea Evreilor din Brașov este ca și un centru comunitar. În această sinagogă a fost inițiat mai demult un proiect numit Sinagoga care cântă și pe care intenționăm să-l repunem în funcțiune, astfel încât acest frumos monument arhitectonic să fie pus la dispoziția turiștilor și pentru alte activități culturale. Evreii brașoveni de astăzi, ca și cei din trecut, își manifestă atașamentul față de orașul în care s-au născut, format și muncit, contribuind la prosperitatea acestuia, nădăjduind în buna înțelegere etnică, ce a caracterizat Brașovul dintotdeauna în afirmarea valorilor democratice, a dialogului, a înțelepciunii și a păcii. Hai în barca noastră într-o aventură pe ape. Cutreierăm malurile. Doborâm recordurile. Adunăm povești și visăm ca de obicei la Marea Captură. Ăsta da, pește. Pescar hoinar. Sunt fericit și mă simt bine.